Dacă în clase elevii stau răsfirați și poartă mască de protecție, în pauze, lucrurile stau diferit. Ultima hotărâre care a dus la prelungirea stării de alertă punctează și faptul că masca este obligatorie pe un perimetru de până la 50 de metri de școală, un lucru necesar în special pentru liceeni care nu pot fi complet controlați. Reguli noi și pentru unitățile de învățământ din Drobeta, Turnul Severin. Elevii sunt obligați să poarte mască și în pauză. Aceștia spun că este un lucru benefic și că vor respecta această regulă. Zic că e foarte ok, deoarece majoritatea elevilor ieșeau în pauză și stăteau foarte apropiați, astfel cred că e o măsură foarte bună pentru că nu o să mai fie atât multe de cazuri. E o idee chiar foarte bună. Decât să se mai poarte mască decât în școală și când ieșim să nu mai poarte nimeni masca și virusul să se poartă, mai bine este să se poarte masca și în afara școlii. Consider că este un lucru bun, deși mulți nu respectă purtarea măștii și în incinta școlii, dar... Era nevoie de o astfel de inițiativă. În pauză, cei mai mulți elevi iasă din școală, se plime mai ales ca să-și dea masca jos, ca să stăm continuu în clasă cu masca te saturi. Cazuri de COVID-19 apar din ce în ce mai des în unitățile de învățământ din Drobeta, Turnul Severin. Elevii trebuie să respecte regulile și să conștientizeze riscul de infectare. Tu respecti regulile la școală? Da, distanțarea socială, purtarea măștii, dezinfectantul când intrăm în școală, când suntem și în clasă, la început orelor. Le respecti inclusiv în pauză? Acum am înțeles că este un ordin nou, 50 de metri pe lângă școală nu ai voie să dai masca jos. Azi am aflat de el, îl respect și pe acesta, nu am ce să fac. Dar colegii tăi în general observ că aceștia conștientizează riscul de infectare și ia în serios măsurile. Da, dintre care avem și un coleg care nici nu vine la școală, face orele în totalitate online pentru că se simte mai mult amenințat decât noi de acest virus și restul da, respectăm normele și conștientizăm riscurile. La porțile instituțiilor de învățământ, nu doar elevii trebuie să respecte regulile de distanțare socială, ci și părinții care vin să-și ia copiii de la școală. Ultima hotărâre de guvern care a dus la prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile a condus și la măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, astfel că pentru unitățile școlare este foarte important ca beneficiare direct și indirect să cunoască faptul că trebuie să poarte mască de protecție pe un perimetru de până la 50 de metri de școală. Este vorba de toate persoanele care au cel puțin împlinită vârsta de 5 ani.